Dacă cineva vrea să-și trimită copilul la fotbal și să fie sigur că e performant, ce trebuie să facă? La patinaj, la gimnastică, la orice. Răspunsul e același. Pasul numărul 1, testați abilitățile și talentul. Dacă descoperiți că e talentat la matematică, puneți-l să lucreze la matematică până sare zeama din el, mă scuzați. Altfel nu se poate. Așa se face performanță în orice fel de domeniu. Vrei să fii cel mai bun la patinaj, trebuie să dovedești întâi și întâi că ai simțul echilibrului, că stai bine pe patinele alea, că n-arăți ca mine așa care nu poate, și după care să te antrenezi dimineața, prăjit și seara. Nu există altă metodă. Și în găsește, în școală găsește sprijinul necesar, școala, profesorii au cadrul, mecanismele să-l trateze diferențiat, să-l sprijine. Aici, cu regret, e o problemă mai lungă de discutat. În principiu, dacă este la o școală generală bună, să zicem vreo 3-4 în capitală, probabil câte una în fiecare județ, e bine. E un noroc. Dacă nu, cu regret în suflet. Pot să spun povestea domnului academician Năstăsescu. Ne-a fost, cred că și ție ți-a fost spus. Nu. Domnul Năstăsescu s-a născut într-un sătuc uitat de lume. A plecat acolo, a făcut liceul la internat la un orășel aproape de casă. După care a venit în București la Facultatea de Matematică, a ajuns autor de teoreme, academician, doctor. Nu se mai poate așa ceva în ziua de azi. Semnez. Copiii care se nasc în comunități sărace, la sate, undeva, poate să fie mama talentelor native, n-au absolut nicio șansă, cu regret și cu lacrimi în ochi vă spun. Deci se pierd. Da.